Iată, a venit 8 martie. Este ziua doamnelor, ziua mămicilor, ziua fetițelor, de ce nu? Este ziua noastră a tuturor, care aducem un strop de speranță și viață, să nu uităm. Viață, în primul rând viață. Astăzi sărbătorim împreună cu instituțiile de forță ale statului, cu conducerea Spitalului Județean, cu doctorul Bunda, cu doamna de la cofetăria Mihandra, cu prietena noastră care în fiecare an ne aduce ceva dulce, cu doamna Gabi Stuparu, sărbătorim femeia. Femeia, chiar dacă este pacient, merită să zâmbească. Femeia, chiar dacă este la lucru, merită să primească și să dăruiască. Vă doresc o primăvară frumoasă și mulțumim tuturor care ați contribuit pentru a arăta că viața este prețuită. La mulți ani, femeie! Așa cum v-am obișnuit, cu ocazia zilei de 8 martie, am venit aici la spitalul staționar numărul 3 cu un tort, o floare, cu ocazia zilei de 8 martie și le dorim tuturor doamnelor și domnișoarelor, inclusiv angajaților de aici, un sincer la mulți ani. Mă bucur că astăzi particip la această acțiune, este pentru prima dată când am fost invitată. Este lăudabilă această acțiune și pe această cale le urez și eu tuturor femeilor în general și celor din acest spital care au depus și depun eforturi nemăsurate, aș putea să spun și spun asta dintr-o experiență proprie. Le doresc o primăvară frumoasă, cu multe realizări și cu multă sănătate. Le urăm la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor din spital și tuturor doamnelor din lume. Ne bucurăm că putem să organizăm asemenea acțiune și dorim să fie într-un ceas bun și să fie un bun început pentru ce urmează. Dorim să sărbătorim această zi minunată, ziua femeii, să le dăruim toată dragostea noastră și tot ce este mai bun în lume. Că merită. Cu ocazia acestei zile frumoase, dorim să oferim o mică atenție tuturor femeilor, inclusiv că sunt asistente, doctorițe, paciente, din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Detașamentului de Pompieri. Gratului de jandarm care să devin, dorim să dăruim o floare și un cuvânt la mulți ani. Foarte frumos. Ziua femeii este o sărbătoare internațională, să zicem, chiar dacă la noi, la români, se sărbătorește într-un mod unic, într-un mod aparte. Și un gest foarte frumos. Ne simțim foarte bine și ne bucurăm că suntem apreciați și ne apropie foarte mult și ne dă putere să mergem mai departe, deși e foarte greu să fie pandemie, încă e pandemie. Mulțumim mult! O primăvară frumoasă tuturor femeilor! Foarte frumos gestul. A fost un gest foarte frumos, un gest care de 2 ani de zile, atât doamna Anca, cât și domnii jandarmi și în frunte cu doamna Gherle au fost alături de noi. Foarte emoționant. Emoționant și nu ne așteptam. Și mai așteptăm și data viitoare. Ne face ziua frumoasă. Frumos, doamna Lili, de obicei ne onorează cu toate ce trebuie.